Întotdeauna de Crăciun apare discuția asta sau ce-am trăit noi, Crăciun, Moșgerilă, le-am le, apucat și, le-am apucat, nu, pe Moșgerilă? Eu l-am apucat pe moșgeril. Dar apare discuția asta, ce îi spun copilului? Cum îi spun copilului? Îi spun copilului adevărul? Când decid să mint copilul? De ce mint copilul? Sau când decid să-i spun adevărul, cum o fac? Ce cale apuc? Cum a fost la tine? Povestea asta. Păi, prima dată să-ți spun cum am aflat eu Așa. că tata este moșgerilă. Aha. Pentru că în mintea mea de copil, toți copiii așteaptă Moși Crăciun, moșgerile. Bine, la noi era moșgerile pentru că eu fiind crescut la țară, părinții mei în, în familie de câte uh, șase copii nu aveau parte de cadouri de Crăciun. Adică să nu ne amăgim. La țară era sărăcie și copiii nu prea. Adică veneam Crăciun era o iluzie, știi? Uh -huh. Sau le făcea ceva bun de mâncare. Poate. Sau le făcea bun ceva bun de mâncare și cred că nu se făcuse trecerea de, dinspre Moș Nicolae spre Moș Crăciun. Pentru că, de fapt, Moș Crăciun este un produs de marketing, un bătrânel gras simpatic, făcut în America prin 1850 sau ceva de genul ăsta, după un cântec. După un cântec. Dar ideea este că uh, era mai cunoscut Moș Nicolae, care aducea fie nu ele, fie din astea, știi? Da. Și cred că nu se fă, la țară nu se făcuse trecerea dinspre Moș Nicolae spre Moș Crăciun. Au venit comuniștii și l-au adus pe Moș ce s-a întâmplat este că eu știam de moșgerilă. Moșgerilă ne aducea cadouri. Atunci nu ceream, nu scriam vreau mașinuță, vreau nu știu ce. Doar știai că vine. Doar știam că vine. Bă, dar eram fascinat. Ideea că vine moșgerilă era senzațională. Adică ne uitam pe geam în ajunul Crăciunului, ne uitam pe geam eu cu sărmea să-l vedem, să vedem pe moșgerilă. Și ei nu știu cum se întâmpla, dispăreau și după aia... A, oh, păi a venit moșgerilă și voi nu l-ați văzut. Ne duceam să găseam sub brat cadourile ce, ce nebunie, ce plăcere era Și ideea era mojerilă Până la ce vârstă ai știut asta? Păi cred că șapte-opt ani okay. Ceva de genul Și apoi? Și apoi s-a întâmplat așa uh, Începusem să aud eu pe la colțuri Așa că, se întâmplă mereu? Da, că bă să vezi că mojerila e tactul Că nu știu ce, știi că așa se vorbea La... Eh, acum faza amuzantă Este că Săteam cu tata, muțea el în așa și înte, bă tată, tu ești mojgerilă? Și el neatent așa ce da. În mintea mea, în momentul ăla ce s-a întâmplat, nu că dezamăgire, a, nu există mojgerilă, tata mi-a duce cadouri, nu, eu am zis așa, eu sunt băiatul mojgerilă. Tata este mojgerilă. Adică, și crede-mă că senzația aia în care zici, bă, sunt băiatul moșgerilă Cât de tare! Eu, eu așa am crezut la moment. deci aia, aia a fost primul gând de copil. Ia uite mă, ce tare e tata. tata și ai mai, ai mai dus-o așa câțiva ani? A rămas senzația aia plăcută, știi? Adică cumva tata a crescut și mai mult în ochii mei, îmi gândeam tata e După care evident că vin realitățile și așa, dar după aia am trecut la Moș Crăciun și mi se pare foarte interesantă trecerea de la mujgerie la Moș Crăciun, imediat după Revoluție. Oamenii au renunțat foarte rapid. Nu știu dacă tu-ți aduci aminte, dacă știi de. Da, vag. Au trecut foarte ușor de la, dinspre la un, uh, un personaj inventat de comuniști și neagreat de oameni, de fapt. Și au trecut foarte ușor la, la Moș Crăciun. Știi? E, și Moș Crăciun cu Moș Crăciun, am crescut. Nu, la adolescență nu prea mai pasă de Moș Crăciun, plus că la noi nici nu era așa. Adică, Crăciun însemna să miroase a să miroasă prăjituri, să sarmale, adică a Era plăcută senzația de Crăciun. Și când ai avut tu proprii tăi copii, ai fost tu moș Crăciun și ei copiii lui moș Crăciun? Da. Copiii nu cereau lucruri și mai refuzam. Evident, nu le faci toate poftele copiilor. Și ei veneau și spuneau, a, lasă că mă duc eu la moș Crăciun și zic eu la moș Crăciun și moș Crăciun mă ducă, el e băiat bun tu nu vrei să-mi faci poftele. Tu ești rău. Da. Nu, nu ziceau neapărat că ești rău, dar ziceau, nu vrei să Moș e un băiat foarte tare. Și la un moment dat m-am enervat efectiv și, <gântu -i> pe fondul unei întrebări din partea fie mie exact cum l-am întrebat eu pe tata, eram toți patru la masă și mă întreabă fie mea, tu ești Moș da? Și eu zic, da. Și era în noiembrie aproape Cu poftă, de... Cu da. da. da, da, da. <gântu -i> Pentru că efectiv ajunsesem să-l invidiez pe muș Crăciun. <laughs> Sună ridicol, dar pur și simplu gândeam. Păi, da, eu sunt invidios pe un personaj n-existent, sunt tot eu și uite că ajungi la. De Cum că... au reacționat ei la răspuns? Ei, uite, aici e foarte interesant. Pentru că uh, copiii sunt diferiți. Fimea fiind mai curioasă, sau de fapt nu mai curioasă, cât mai... Uh, să scormonească ea. Nu, nu cred că e foarte dusă spre zona asta nu e aparat mistică, sună mm -hmm. ciudat, dar bă hai să vedem despre ce e vorba. Lăsați-mă cu Hai să legendele. cercetăm. Hai să cercetăm, da? Ea a pus întrebarea. Ți minte și acum eram eram la un restaurant, eram într-un într-o mansardă se numea să Levantin, mm -hmm. restaurantul se numea La Taifas, era în în casele de la Palatul Enescu, uh -huh. în casele servitorilor de la Palatul Enescu, pe Stata Gheorghe Manu, de acolo, acolo se intra în acel restaurant, acum nu mai există restaurant acolo, uh, și aveam un salon levantin, care era foarte plăcut, era și atmosferă de ziceai că e Crăciun acolo, erau mochete pe jos, uh, adică uh -huh. bine, salon levantin, adică arăta chiar bine. Și uh, eram acolo să mâncăm și femeia mi-a pus întrebarea acolo și eram toți patru la masă și eu era satisfăcut, a în sfârșit, i s-a devaluat secretul. fi mi a fost dezamăgit. Bă, mi-a dat plăcere. Pentru Primeam că și eu. a dezamăgit că l-ai mințit, dezamăgit de răspuns, pentru că n-ar fi vrut să fie adevărat. Uite, asta nu m-am gândit. Era, era clar dezamăgit, adică lui au dat lacrimile. Știi? S-a rupt zice... magia. Da, s-a rupt rup magia, da, da. Saru magia. Și ideea este că a fost și foarte complicat cu un an înainte, pentru că el a cerut baghetele lui Harry Potter. A cerut trei baghete specifice al lui Harry Potter. Și nu le-am găsit în România. L-am rugat pe un prieten din Anglia să mi le trimită și mie. Și cum de cum n-am ajuns până la Crăciun. Așa încât a trebuit să mă duc eu să caut de besmetic ceva care se cu baghete. Într-un final am găsit două baghete, dar nu cele pe care le ceruse el, și un, o chestie micuță, care era de fapt toiagul lui Gandalf un pic, Toiagul lui Gandalf zic, iau și pe ce să fac? Dar nu era bagheta lui Cap de Mort. Uh -huh. Alb, așa, din os. Adică era uh -huh. foarte pentru el, acum ca să știe are 30 ceva de baghete de la Harry Potter. Uh -huh. Încă le ține la vârsta asta. <laughs> și uh, nu le-am găsit. Bă, și a fost foarte greu pentru mine ca părinte, pentru că l-am văzut că, a, frumos, am primit baghetele pe care le-am cerut, adică am, am, am cerut, am cerut baghete mm. și am primit baghete, bă, dar parcă nu mi le-a dus pe alea pe care, mm -hmm. pe le-am cerut. Și am văzut atunci, deci înainte să afle, am, am văzut un soi de dezamăgire, bă, Moș Crăciun, sigur, e băiat de treabă, dar da. cum cumva parcă nu mi-a făcut. E lipsește ceva, nu e perfect. Da, da, da. Cum decidem că sunt și părinți care spun așa, uh, nu le zice de la bun început cum stau lucrurile pentru că se rupe magia, se duce farmecul. Mie personal mi-a fost mult mai ușor să merg pe fapte de la bun început. Am simțit, cel puțin eu așa am simțit că aș putea să gestionez mai ușor. Fiind foarte curios, zic, băi, dar ce mă costă să spun exact cum stau lucrurile? Ei nu se duce magia, tocmai asta e. Cei care spun se duce farme cu se duce magia, nu se duce. Din potrivă, aș zice că e mai încântat acum, pentru că este în avantaj, pentru că el știe, ceilalți nu. Da, și cred că mai e o chestie. În primul rând, noi avem nevoie de genul ăsta de povești. Adică, Crăciunul în sine, nașterea lui Iisus Hristos este că de aici vine, da? Uh -huh. Ea este o sărbătoare importantă pentru creștinism, dar și dacă să presupunem prin absurd, că îmi spune, ok, hai să scoatem partea religioasă din, din ecuație, tot ai avea nevoie de genul ăsta de, de Sărbătoare, mm -hmm. pentru că este uh, agregator pentru mase. Adică, or, oricât nu le-ar plăcea unora, realitatea este că ai nevoie de genul ăsta de sărbători. Și atunci, genul ăsta de sărbători creează. e, e ca pe stadion. Când te duci pe stadion, sunt jucători de fotbal care spun, băi, când îți, îți murmură stadionul ăla mm -hmm. și când tu dai cu piciorul mingea și sunt 20.000, 30.000, 40.000 de oameni care murmură într-un anumit fel, bă, se simte că e grupul ăla cu tine, că ai. Toate masele alea împreună, știi, dacă ești o singură, nu mai are același farmec. Și cred că asta este farmecul, de fapt, al sărbătorilor. Că știi că aparțin unui grup, unui trib, mm -hmm. care împreună, ce zic, facem împreună diverse lucruri. Că de asta cred că au succes și târgurile astea de Crăciun. Da. Este tare de spirit. Crăciunul este emoție, Crăciunul e sentiment, este și marketing, așa cum spuneai tu mai devreme, dar până la urmă. Tu decizi cât poți cumpăra, ce vrei să cumperi, ce anume ai nevoie să-ți iei. Ca adult, da. Copiii, că de asta ziceai, băiatul tău este în avantaj și pentru că el știe eu n-am un singur Moș Crăciun. Mm -hmm. Că ar fi bine să vină și bunica, și bunicul, și unchiul, și mătușa, exact. și părinții, și nu știu ce. Știi? Și el zice, înainte așteptam un singur cadou de la un singur Moș Crăciun. Acum, mm -hmm. șansa sa mai multe lucruri e mai mare. Adică, <laughs> exact. cumva... Mă gândesc că toată magia asta se transferă la modul. Hai să văd cât de mult mă iubește mădușa. Sau știi, adică la modu, nu? Da, da, absolut. Da. Ex există da, și varianta da, asta. Da, care există și varianta asta. Ia da. să văd eu. <laughs> cum... cum arată moș Crăciunul exact, mădușii. Exact, exact. Și uh, Crăciunul, știi că la început, uh, el nu era în perioada asta anului. Era și foarte interesant și cred că merită să discutăm puțin pe zona asta de... De ce în perioada asta anului, uh -huh. uh, și e important că, pentru că e o dinamică socială, politică, spune cum vrei, așa e mintea mea, cel puțin. Erau înainte de creștinism, erau niște sărbători romane, saturnale, parcă uh -huh. le spunea, și care era în perioada asta, uh, din a doua jumătate a lui decembrie până prin 24 decembrie. Inițial, Crăciunul creștin nu era uh, pe 25 decembrie, adică este o dată aleasă convențional de biserică. Adică nu la modul real dacă s-a născut Iisus Hristos, nu s-a născut pe 25 decât eventual întâmplător. Nu nu există date care să-ți indice lucrul ăsta. Și biserica s-a gândit foarte bine și a zis, bă, ia să preluăm noi o parte din tradițiile alea e, romane să le aducem pentru că noi totuși trebuie, trebuie să ne după cei care e, celebrează niște sărbători romane, să le dăm o variantă. Mm -hmm. Pentru că altfel nu-i atragi. Știi? Adică la modul joci pe un stadion cu niște jucători necunoscuți versus împotriva lui Real Madrid. Și trebuie să găsești variante să-i aduci pe spectatorii de pe Bernabeu la tine în, mm -hmm. în, stadion. Și cred că așa funcționează. Cumva să te lipești. Știi că și acum sunt cafenele care se duce și lipesc de, de rețelele mari tocmai ca să atragi din clienți. Așa a funcționat și aici, așa a funcționat bine. Încă o dată, mie mi se pare că este o, o, o sărbătoare mai mult decât necesară. Mă bucură perioada Crăciunului, mi îmi place perioada Crăciunului și a sărbătorilor și cred că ar trebui să rămână așa. Adică, da, sigur, câteodată e o exagerare, dar nu mi se pare dramatic. Limitele noi, oricum, le stabilim. Exact. și pentru noi, ca adulți, și pentru copii. Și contul bancar. Da. <laughs>